Păi nu vedeți câte alge sunt? Algele aduse de valuri la mal în stațiunea Mamaia sunt o imagine cu care litoralul se confruntă vară de vară. Priveliștea nu este pe placul turiștilor, care se văd nevoiți să străbată cordonul de alge când vor să facă o baie în mare. Am fost aproape de câteva zile de mal și sunt. Oamenii nu se plâng doar de aspectul pe care îl are marea la mal invadată de alge. Atunci când este cald și intră în descompunere, algele răspândesc un miros neplăcut. Nu suntem de foarte mult timp și încă îl suportăm, dar într-adevăr este. Însă pentru iubitorii de mare și de soare, acestea nu sunt o problemă majoră, mai ales că vorbim despre un fenomen natural. Sunt obișnuită, na, de 40 de ani de când stau aici. Autoritățile au început deja să curețe sectoarele de plajă. Fenomenul poate fi cel mult ținut sub control prin colectarea tonelor de alge pe care marea le aduce la mal. Ne ocupăm cu lucrările de relocare a masei algale, de scoaterea masei algale de la linia termului, acolo unde avem fenomen de dezvoltare algală. În săptămâna trecută și am avut cantități importante. Iar problema este și mai gravă în stațiunile din sudul litoralului. De Eforie Sud, unde am avut o dezvoltare foarte, foarte masivă, cu cantități mari de alge colectate de acolo, localitatea Mangalia, zona Mangalia și Jupiter și zona de la Saturn. Existența plantelor marine, deși este supărătoare pentru turiști, este un semn bun pentru mediu.